Nimic, asta vă întrebam dacă s-a auzit. Okay. Dacă da. S-a aude și o să vă rog încă de la început să încercăm să păstrăm un dialog civilizat. În niciun caz un dialog cu doamna... Asta știu, îl facem prin mine dacă va fi. Cu dumneavoastră, cu mare drag. Am văzut filmarea de astăzi, am spus la începutul emisiunii că... Impresionantă, de altfel. De a-l proteja pe cel mic, nu o difuzăm, este doar corect. Un off. Ca văzut... și celelalte filmări care... Ca și celelalte filmări, asta este legislația, poate că unii au ales să difuzeze, habar n-am, înțeles că un post de știri le-a difuzat, treaba lor, vreau să fiu un păcat cu mine însumi că nu am făcut rău nimănui. Filmarea de astăzi, spuneam, mi se pare relevantă în analiza comportamentului copiilor. Ei au fost foarte bucuroși când v-au văzut, v-au sărit în brațe, v-au pupat, n-au vrut să facă acest lucru cu Adriana și cumva vine să întărească faptul pe care ne-l spuneați aseară, că dumneavoastră nu ați văzut niciodată o criză de acest gen din partea lor. Așa pare, comportamentul lor este unul natural. Am vorbit și cu domnul psiholog Puiu, prezent la noi în platou. L-a văzut și dânsul filmarea. Pare că nu e un comportament disimulat, nu este jucat, nu este antrenat. Pe de altă parte, da. Sunt psihologi care au avut puterea de a scrie negru pe alb niște lucruri foarte dure. Ce vă spuneam și aseară. Copilul vrea să se sinucidă. Copilul nu vrea să mai trăiască. Așa e. Crede că așa vă rezolvați problemele dacă scăpați de el. Dumneavoastră spuneați că n-ați văzut niciodată făcând o astfel de criză. De ce nu mergeți și pe mâna profesioniștilor? Că nu s-a întâmplat cu dumneavoastră, este perfect. Da. Și chiar mă bucur. Dar dacă specialiștii au constatat treaba asta, înseamnă că nu fi fum fără foc, cum zice românul. Păi nu, stați un pic să ne înțelegem. Mi-am fost plecat o lună jumate cu 7 copii da. În America și în Germania. Da. Între cei 7 copii erau și cei 2 copii a mei. Da. Toți erau 2 fiini, copiii Mihaelei și copiii mei. Da? Da. 7 copii. În momentul în care 7 copii... Ok, că nu ne interesează vacanțele, domnului Prigoană. Pe mine mă interesează dacă dorește să mergem la terapie de familie. Asta ajung acolo. Adriana, ai răbdare puțin. Mă duc la psihiatru. Vorbești cu mine că ai copii cu mine făcuți. Psihiatru sau psiholog. Copiii sunt ai noștri. Eu i-am purtat în burtă, nu tu. Stai puțin să vedem argumentele. Lasă-mă cu vacanțele, vorbește de vacanțe. Spune că nu a văzut niciodată. Mă interesează, nu vede nimic care ori bucăinilor. Nu face țigănie, Adriana, că pierzi. Da. Copiii mei, de o lună de zile, au fost băgați într-un program de recuperare, ca să nu rămână repetenți, ai studiilor pierdute, datorită faptului că mama a neglijat să-i ducă la școală, nu s-a ținut de temele lor și așa mai departe. Copilul Maximus are 6 la purtare și vă trimit hârtia oficială, care a primit-o și doamna mama copilor mei, din cauza că a făcut nasoale în școală, s-a bătut, a spart un ceas, a înjurat o profesoară, s-a comportat nu știu cum, a trimis un site porno la toți colegii la 3 dimineața okay, și așa mai departe. Asta se mai pot întâmpla, da. Bun, s-a întâmplat, are 6 la purtare și mie mi s-a spus imperativ. Cei 2 copii vor rămâne repetenți pentru că cel mic doarme cu capul pe masă de la 8 la 10, nu putem colabora cu el, nu scrie, nu citește, nu ia notițe, nu face nimic în clasa a doua. Celălaltul, la matematică, mi-a spus clar că nu are cum să-l treacă pentru că el în clasa 5-a, când se învață lucruri importante în matematică, nu știe tabla mulțirii și a împărțit. Păi, și astea nu sunt probleme, domnul Prigoană? De ce nu... Da, nu trebuie... eu... Dar sunt singurii copii cu problemele astea din România. Primit, eu nu vreau să-i fac savantă. Vreau să fie echilibrat emoțional, în primul rând. Nu mă interesează să fie de nota 10 azi. Mergeți acum la școală, vorbiți cu diriginta copilului Maximus, vorbiți cu educatoarea copilului Eduard, vorbiți în școală dacă copiii mai deranjează orele, dacă vor să se sinucidă, sau dacă cumva nu și-au făcut temele și nu colaborează în școală. Păi da, stă domnul Prigoană cu copilul în bancă. Altele, e adevărat că este cu Maximus în clasa astăzi? A fost înscris la concursul de matematică pe școli din municipiul București, după o lună, de stat cu tatălui în vacanță când copiii mergeau la colindat. El făcea 10 ore de matematică pe zi pentru că vrea el. Am înțeles. Foarte bine. Înțeleg că dumneavoastră ați contribuit la înțeleg că ați contribuit la remedierea domn Prigoană. Ați contribuit la remedierea situațiilor școlare, dar remedierea psihică, eu cred că necesită mai mult atenție din partea specialiștilor. Lasă-mă mă cu specialiștii. Specialiști sunt eu. Remedierea psihică s-a făcut în momentul în care a venit la mine. Au intrat în programul normal cu 3 mese pe zi.
cu programul de somn de la 8 seara. Pastilele le-ai luat în seara asta? Da, da, conform legii ei trebuie să stea și la Adriana, domnul Prigoană. Păi, lasă-mă că acum ne apucăm să facă el lecții la matematică. Păi nu, stai puțin, că poate i-a reparat. Poate și specialist, psiholog și psihiatru. Nu, eu spun chestia asta sau spun dascălilor. Eu sunt dispus să vă cred și chiar vă cred. Dar ce faceți că ei se întorc? Trebuie să mă credeți, eu vă dau telefonul și vorbiți cu dascălilor care cereau imperativ acum o lună exmatricularea copiilor. Și, da. Și acum și-au revenit. Păi nu e la cerut exmatricularea copiilor, da, Silviu Prigoană. Psihic, dumneavoastră, stați liniștit? Credeți că s-au liniștit pe plan psihic? Păi sunt liniștiți la ora asta, dorm. Păi la ora asta, acum... dar ei vor trebui să ajungă la Adriana, că așa e, așa e decizia judecătorească. Nu să ajungă la Adriana, never. În viața asta, cât copiii nu vor să ajungă acolo, nu vor ajunge. Când copiii vor să ajungă... Deci țelul final ăsta este, pe care l-am bănuit cu toții, că nu vreți să-i mai lăsați la Adriana niciodată. Nu, eu nu-i las. Păi copiii au fost la școală, trebuia să urce... Păi nu, dar dacă Adriana este sursa acestor probleme psihice, mă gândesc că un tată responsabil nu-și trimite copiii de bună voie spre sursa problemelor lor psihice. Deci, prieten, ascultă-mă un moment. Astăzi a avut o discuție telefonică cu mama lui. Ți-am trimis discuția telefonică am ascultat. Pe care nu vrei să o dai pe post ca să protejezi copilul. Da. Ai auzit ce a spus mamei lui, da? Da. E absolut inacceptabil. Nu cumva îl înveți tu pe Maximus tot ce să spune la telefon? Mama, Silviu Prigoană, recunoște acum în fața oamenilor că te-ai tratat la doctorul Florin Tudose?